Bună seara, dragi telespectatori, sunt la Prima News. Numele meu este Florin Călinescu, pe bune. Nu s-au rătăcit materiale sau s-au încurcat, deși am avut și o treabă cu Prima. M-a invitat Ionuț Cristache, i-a aud pașii, sofisticat la burtă, în fine. Aș putea să vorbesc până în noaptea de Revelion. Am văzut programe de Revelion extraordinare pe la niște televiziuni. A venit. E prima dată în istoria televiziunii când începe invitatul fără gazdă. Da. Bună seara, domnule Călinescu. Bună seara. Am zis să inversăm un pic rolurile, să vă aduceți aminte. Da. Am fost de multe ori gazdă, da. Veți rămâne? Exact. Vă regăsesc în postura în care nu v-am mai regăsit. La ultimul nostru dialog erați în televiziune, aveați o dorință de a vă implica în politică, dar s-a întâmplat acum. Nu s-a întâmplat acum. Ce vă veni? Dacă stăm să ne recapitulăm puțin cunoștințele, am aflat destul de tânăr că omul se cheamă în multe feluri, dar și zoon politicon. Adică dacă acum 2-3-4 mii de ani niște greși deștepți au spus despre noi această asecțiune, înseamnă că așa e. Și chiar așa e, pentru că atunci, astăzi noi percepem Grecia ca o unitate, dar atunci toate cetățile erau niște state independente și tot ce înseamnă politică, democrație, toate astea vin de acolo, nu din cuvinte de la demos, de la politicon și așa mai departe. Cetățenii n-aveau prea multe lucruri de făcut, deci se băteau războaie, nu? Și pe urmă se întâlneau în agora, vezi celebrul caz Socrate, și dezbăteau problemele în mod real. Nici nu erau foarte mulți. Și atunci chiar fiecare socoteală se rezolva pentru un fel de referendum. Când te interesează arealul în care trăiești, cine poate să te conducă și îl alegem pe capabilități reale și sincere și adevărate, atunci chiar ești o ființă politică. Cam asta înseamnă pentru unii care se așează acum în fața televizorului, zon politică. Când te interesează relația ta cu cetatea, adică astăzi cu administrația locală sau cu statul în sine, care este o aberație. Cetățenii de astăzi sunt mai sunt atât de puțin educați politic față de acum 2500 de ani, încât mă apucă groaza. Socialismul l-a învins. Ăsta este scopul socialismului în general. Să te facă sclavul unui salariu și să depinzi de celebrul stat. Oamenii vorbesc despre stat. Statul te oprește poliția, te oprește jandarmul, te oprește perceptorul, te oprește primarul, te oprește ministrul, trec aia cu girofari. Dom'le, cum tu înfrunți statul? Cine ești tu? Tu ești o furnică. Noi suntem statul. Nu, statul nu sunt ei niciodată, nici aici, nici în Anglia, nici în Statele Unite ale Americii, nici nicăieri. E de ajuns să citești Constituția. Dar într-o reverberație a comunismului sângeros pe care noi l-am trăit aici, chiar își închipuie unii că sunt statul. De exemplu, acum Ciolacu, el crede că este statul. L-am văzut odată când era tinerel și n-avea... V-ați intersectat cu Ciolacu în tinerețe? El nu știe. Nu, eu știam ce imagine rară. Da, eu știam pe Haisam, să ne înțelegem. Am înțeles. Și erați dumneavoastră cu pușca în mână? Nu, eu nu eram cu pușca. Haisam era celebru și am văzut un tip bărbos și transpirat care habar n-avea că o să ajungă vreodată statul. Nici eu. Rezolvam cu pușca atunci mistrețul cu colți de argint, ca să zic așa. Acum 2 sau 3 zile în Qatar... A, uitați aici, v-am făcut o plăcere, ne-am potrivit. Acum 2-3 zile în Qatar, statul român, reprezentat de Ciolacu, zice bravo, ați dat o lecție clară despre fotbal, Qatarul, deși mulți cârtesc împotriva voastră ca stat democratic. Și de parcă nu am fost convins... ei nu știu ce spun. Îi citesc după gârtin niște chestii. Dovadă că a doua oară când a reluat a zis această erecție minunată. S-a oprit la jumătatea faptului. Nu, erecție în clar. Bun, în momentul ăla tu pui hârtia jos, îi spui cetățeanului din dreapta ta aveți un metrou să mă duc acasă, că
Ca și celălalt, jumătatea aia altă de stat, Ciucă, nu? Cu... Nicu și Marcel. A, așa? Statul Nicu și Marcel. Și astăzi m-am lămurit ascultând... Dacă că e o troică, că e și Iohannis, domnule Călinescu. Acum a urmat să detaliez. Azi dimineață am ascultat știrile, nu știu, de la vecin de undeva, și am depistat că astăzi statul... a luat două avioane separate, unul, bineînțeles, de lux, și ăștia la alții cu alt avion și s-au dus undeva în Coreea de Sud să... Probabil avea doamna Carmen Iohannis niște bețișoare comandate de mult și de Fildeș sau ceva pentru chimicicciuri, pentru de la iarnă încolo. Pentru de la iarnă încolo. Uh-huh. O carpetă sud-coreană. Câtă nezimțire să ai să spui, băi, uitați-vă la el. Nu, că noi îl știm, domnule, adică eu cel puțin... Nu, telespectatorii. Telespectatorii, da, e posibil să nu știe cine e, că nu prea apare. Uitați-vă la el, omul care va deveni, de se va cufunda lin și profund într-o anonimitate de... Credeți? La el. Absolut. Nu-l vedeți în rolul de șef NATO, de șef pe la UE? În afară că ne ținem amândoi mâinile, uite așa, încrucișate... Omul nu are capacitatea intelectuală, nu are nicio capacitate de analiz. Dar poate îl subestimați. Poftim? Poate nu, îl supraestimez. Cred că asta au făcut românii în două tururi. Românii în două tururi. Îl supraestimez și spun de ce. Pentru că el se încadrează perfect în ce a spus Iisus Hristos cu atâta responsabilitate. Cred că se gândea chiar la Iohannis. Fericiți cei săraci cu Duhul. Ca să te faci profesor de fizică nu trebuie, mai trebuie să știi niște formule de alea cu, nu știu. Eu despre fizică știu, de exemplu, că înfreca cu un balanston de ebonită țeasta și după aia trăgea niște bucățele de hârtie sau că în curbă tramvaiul te aruncă în nu știu ce. Nu are unde să fie. În România s-a terminat povestea asta. Aia cu NATO e o vrăjeală. De ce e o vrăjeală? Este o vrăjeală pentru că e alt ritm acolo. Și NATO nu înseamnă biroul lui Joana unde ascute el creioane și așa mai departe. Gândește că, sigur... Da, ascute creioane, Joana? Da, da. Nu s-a digitalizat și NATO, domnule Călinescu, tot la creioane a rămas? Cere poze cu Joana. A, știu care birou plin de pixuri. Da. Cu creioane. Zici că e Cristoiu, că numai Cristoiu adună pixuri și creioane de până mergem. Ca organizație de gen NATO... Desigur că nu ne-l imaginăm nici pe Stoltenberg zicând atențiune, comanda la mine, foc. Nu. Sigur că sunt niște generali militari de carieră acolo, americani în general, că doar ei sunt 98-97%. Dar nu are statura, poate că o are, dar nu are... gândește că Erdogan, nu știu, are 80 de ani azi mâine. El se mișcă mai lent decât Erdogan și vorbește mai prost decât... mulți alți lideruți, așa. Dar argumentul că suntem graniță cu războiul, că ar trebui să revină unui stat din Est această funcție, că ne susține Orban, că e nevoie de reformă și reformează Iohannis NATO, după cum singur ne-a anunțat, stau toate astea în picioare? Putem trece la subiecte mai interesante. Mă întorc la povestea cu statul. Margaret Thatcher spune concis acest lucru. Socialiștii nu știu decât să facă omul dependent de un venit ca să-l poată manipula așa cum dorește el, spolindu-l prin taxe. Da, asta statul nu e socialist, sau nu e doar socialist, domnule Călinescu, e socialist și este și liberal. Că avem o alianță de dreapta și de stânga cu Brătienii și cu ai lui Iliescu. Ai zice că lucrurile sunt echitabil împărțite. Da, și doctrinar și... Acum că sunt strănepotul lui Kirk Douglas și nepotul lui Glad Gelu și Menomorut. Adică s-ar putea să vă calificați la alt partid cu argumentele astea. Nu, s-ar putea chiar să fiu, dar... și așa. Dar asta nu știu... Și să plecați de aici pe tunelul relevant. Ce spun ei, e problema lor. Păi nu, e și problema noastră. Nu, e problema dumneavoastră. Problema mea, eu am rezolvat-o din copilărie. Așa. Și e adevărat că trebuie să ai grijă ce-ți dorești pentru că s-ar putea să ți se întâmple. Mi-am dorit ca niciodată, crescând într-un sat până la anii școlii, la 7 ani,
în care toți oamenii, adică n-au reușit să-l colectivizeze, adică oamenii au trăit cam pe unde îți place și ție pe la Rucărbran, departe de mierea pe care comunismul ți-o promitea, trăind, descurcându-se cu ce aveau, cu plugul, cu mâinile, cu prunele, cu brânza, cu hainele făcute în casă, opincile, căciulile și așa mai departe. Făceau un troc cu niște țigani odată la un an, doi, pe niște ceaunele, dădeau țuică sau alte produse de sănătos consum, ca să spun. N-am avut niciodată traseul unei obligativități, unui program făcut de alții. Da? Am fost ani de zile în teatru, am fost ani de zile și majoritatea anilor din care mi-am câștigat traiul, am fost în televiziune, dar strict pe formate făcute de mine, în regia mea, în producția mea, și acum, în hotărârea mea. Adică n-a venit nimeni niciodată să spună, bă, vezi că la România au talent, parcă zicea cartea de aur a lui, nu știu care, Simon Cowell cu tare. Și am zis, bine, atunci să-mi dea Simon Cowell și ce să spun. Bun, și atunci partidul ăsta, din partea căruia candidați acum, partidul Diaspora Unită, e tot o entitate gândită de dumneavoastră? Nu. Sunteți tot în regie proprie sau? Nu. Deci, ca să o virăm și la politică. Traseul politic al meu a fost în felul următor. În 2008 am fost o lună liberal. Da. V-ați vindecat repede? Nu, m-au dat afară. Pentru că într-o lună de muncă în Argeș am fost al 24-lea liberal pe țară, luând aproape 13.000 de voturi, Tăriceanu, Bogdan Olteanu sau Crin Antonescu luând câteva mii, ca să ne înțelegem. Și ar fi trebuit să ajung purtătorul de cuvânt al partidului, numai că Tăriceanu mi-a luat voturile 13.000 de dar lui Diacon, în fine, și l-a făcut purtător de cuvânt pe Bogdan Olteanu. Și au făcut o ședință în care nu mi-au mai dat mie postura de purtător de cuvânt. Eu oricum s-a ales praful de toți pe care i-ați enumerat. Exact. Luptându-mă la Pitești în 2008 cu trei partide. Partidul PD-ul, da? PNL-ul și PSD-ul. Da. Adică PNL-ul nu m-am luptat. Dar am vrut să mă duc în județul cel mai roșu, județul Argeș, care avea 9 deputați și 4 senatori, și am reușit să facem o fisură, 2 de la PNL, s-au calificat Diaconul și cu Gerea. Gerea cu voturile din satul părinților mei, 2000 de voturi, ca să înțelegi cum s-a petrecut treaba în anul ăla. Iar PD-ul a luat prin Cristi Băureanu și un Cinteză, mi se pare, un loc de senator. Băureanu, da. Ce personaj. Un loc de deputat, da. Asta s-a întâmplat în mod clar și irevocabil. Scrie în istoria respectivă. Ok, m-au dat afară. Nu că m-au dat afară. M-am dat afară. Am zis, bă, asta este. Adică asta este o realitate. Sunt cifre, nu le luăm sau... Nu. Bine, la revedere. Fiind foarte îngrijorat, vezi ce s-a întâmplat acum în Dubai, de exemplu. Ca ultimă... Da, sărim de la una la alta. Imagine. Așa. Termin cu parcursul politic imediat. Așa. Am găsit puncte comune cu Mișcarea Verde. Da? Ați și candidat din partea lor la București tura trecută, nu? Așa, din nebăgare de seamă. Și am ieșit pe locul 4. Mă gândesc foarte serios acum. Tot cu Tăricea nu v-ați intersectat și atunci, că ați luat mai mult decât el, nici eu aminte. Partidului, da. Da. Spre surprinderea tuturor, eu nici n-am ieșit din casă, că am fost printre primii care am avut COVID, dar am ieșit pe locul 4. După milioanele cheltuite de Firea, Băsescu și Nicușor Dan, am ieșit pe locul 4. Satisfacția uriașă pentru mine a fost că am fost, da, înaintea partidului lui Tăriceanu, nu știu, ALDE. Au fost într-o alianță acolo cu Ponta, ALDE și, ALDE, și Robert Negoiță. Pro-România, da, da. Și PMP-ul nu, era lui Băsescu. Nu, și Robert Negoiță cu partidul lui de la 3. Aveau o mișcare pe atunci și s-au...
strâns toți și în fine. Robert Negăiță ar trebui supravegheat medical. Nu, dezavuez. Nu știu ce vreți să spuneți, dar... Nu, păi ascultă, dragă telecoleg, un om care se nutrește cu 40 de lei la 3 zile... Și stă la 12 grade în casă. În mai eu. Și iarna și în oceanul timp. Și spune... O brăznicie mai mare... Și pare și enamorat de palmieri. Deci această brăznicie, eu nu știu cetățenii din sectorul 3 cât de anesteziați sunt ca să înghită această obrăznicie. Am adus palmieri pentru cei care nu-și permit să se ducă în țările cu palmieri. Urmează piramidele. Din cauza lipsei unor nutrienți esențiali, mă gândesc, omul delirează. Cum adică, mă, să spui o brăznicie asta și tu să mai vrei să candidezi? Nu, că el candidează e una. Dacă îl votează lumea, e perfect legitim, domnule Călinescu. Ce să faci? Asta e democrația de care vorbesc. Probabil. Concursul votărilor noastre. Sectorul 3, în orice caz, mă gândesc serios să-l sprijin pe Liviu Negoiță, pentru că el a câștigat... La 1? El a câștigat în sectorul 3 printr-o confuzie de nume. Robert Negoiță? Da. Da, probabil că a cântărit și asta. A fost gândit... Și când s-a trezit lumea, nu mai era Liviu, era Robert. Da. Care chiar făcuse ceva în sectorul 3. Da. Era cunoscut, Negoiță la 3 a făcut niște chestii, da? Uh-huh. Dar noastră ce vreți să faceți în politică, domnule Călinescu? Am cochetat deci, cu Mișcarea Verde pentru Sănătatea Planetei și acești colegi de la Partidul Diaspora Unită mi-au atras atenția prin ceea ce niciodată cei de la Partidul Verde n-au făcut. Adică stau și până orașe și până demonstrații, au organizat, de exemplu, 10 augustul, da? Mai ține și anul ăsta? Dacă vrei. Nu știu că... Cred că Rareș Bogdan e interesat de 10 august mai mult. De acolo s-a născut și el politic. Sunteți în concurență acum. Ce mi-e dat să trăiesc. Da. Ce e viitorul primar, nu știu dacă știți. La Bucureștiului. Se coace orele astea. Imediat termin. Deci mi-au atras atenția colegii de la Partidul Diaspora Unită pentru că... Uitați-i aici, pe Partidul Am văzut făcând niște acțiuni foarte hotărâte și dure urmărind... masacrul pădurilor. Deci sunt mai verzi decât verzii. Deși sunt în albastrul acesta, care se vede printre copacii verzi. Uh-huh. Deci oamenii vin dintr-o mișcare civică foarte hotărâtă și foarte eficace. Dânsii m-au studiat pe mine, eu pe dânsii și uite așa... Și v-ați întâlnit în idei. Dar aici sunt membru simplu și e bine așa, pentru că ei sunt organizați, știu ce fac și așa mai departe. Deci n-aveți niciun soi de altă implicare decât cea de membru și... Ca muncă de partid. Da. Deocamdată. Acum, vă duceți la ședințe? Că ziceați că niciodată nu ați avut program. Cum funcționați acum în viața de partid? Am făcut niște ședințe. Cum? Se țin. Păi sunt orice membru, orice cetățean are dreptul să asiste și la primărie, la ședințe, și la parlament și peste tot. La parlament e cel mai comic. Dacă vrei să te duci cu buletinul, spui vreau să asist și eu astăzi, ce nu mai sunt locuri. Da. Ai putea să stai și în sală, pentru că jumate din parlamentari, oricum, cel puțin jumate... Deci sunteți un simplu membru care deschide lista la europarlamentare. Da, cei de la BEC înțeleg că v-au pus o mică frână. Nu v-au validat lista. Ați depus 200.000 de semnături și au validat 190.000. Să ne înțelegem. Ce s-a întâmplat Diaspora Unită? Noi suntem... Eu îmi însușesc comportamentul dumnealor, care este de o sinceritate brutală, da? Dar e bine să fie așa. Doamne, este adevărat că au avut un aport, cel puțin la primul mandat al lui Iohannis, da? Prin lumea largă. Și la al doilea mandat al lui Băsescu. Oarecum. Mai mult așa. Oarecum. Și USR-ul a beneficiat de activitatea lor, care la început se prezentau ca niște luminițe de la capătul tunelului, dar iată că realitatea, degeaba vii și spui nu că ne-au dat afară de la guvernare, dar nu percep vreo poveste pe care să o țin minte generată din acea direcție. Ei bine, atacurile în mod special vin de aici. Dumnealor fac analize profunde, toate partidele, pe banii noștri, nu?
astea parlamentare și știu din surse sigure că reprezentăm un pericol. Și atunci s-a organizat... Eu nu-ți dă din cap că ești... Nu, că am o întrebare, mi-am notat-o. De asta am dat din cap. Să... Nu. Da, e Diaspora Unită, e chiar partidul acesta e reprezentativ pentru ce e diaspora, adică ca număr de membri și ca efervescență electorală, așa cum am văzut-o noi în mandatul Băsescu, al doilea, și în mandatele lui Klaus Iohannis. Evident că există și o diaspora PSD-știlor. Mai micuță așa, nu prea. Există și o diaspora PNL-ului și o diaspora USR-ului și așa mai departe. Că și a Aurului... Nu reprezintă toți cetățenii români. Vreau să înțeleg organizatorii cum stați. Reprezintă niște cetățeni români care sunt foarte activi, asta spun. Deci ei, dacă își spun mâine la Londra ieșim 10.000, 10.000 ies. Dar dacă stau în București, pot să vin la Partidul Diaspora Unită? Sigur că. Ah, ok, bun. Adică nu trebuie să trăiesc neapărat în afară. Am făcut o glumă. Am făcut o glumă, dacă... Hai că e drăguță. Asta e culmea. Păi tu, nu, faci, dacă... tu faci o glumă și ți-o și apreciezi. Da, ca Băsescu, îmi plac glumele mele. Eu n-am o problemă că îți place ție gluma ta. Uite că zâmbesc și eu ca să nu te simți singur. Așa, nu mă simt, stați liniște. Ok. Dar n-a fost bună? Nu. Ah. Nu, pentru că nu te-ai documentat, deși îmi place că ai niște hârtii, dar l-am pintat la mișto, așa să pare. Da, știu. Da. Cu rezultatele nu la... Nu divaga prea mult, pentru că mă obligi și pe mine după aceea să-mi aduc aminte de istoria jurnalismului televizat. Așa. Problema este foarte simplă. Oamenii aceștia, repet, sunt hotărâți, spre deosebire de alte diaspore. Spun mulți, bă, dar nu ne reprezentați pe noi toți. E adevărat. Păi asta era ideea. Dar ei pot să producă 7-8% mâine, mobilizându-și oamenii care cred în această mișcare. Partidul Diaspora Unită. Nu reprezintă toți românii care trăiesc în afară. Dar gândește-te că la fiecare fotografie de... Uite, la această fotografie găsești oameni veniți de la 2-3 mii de kilometri pe banii lor și după aceea au plecat înapoi acasă. Acum, de ce am zâmbit, jurnalistic vorbind și ca documentare? Nu poți participa în alegeri dacă nu ești partid înregistrat în România. Eu nu-ți trezești. Da, domnule, evident că știu. Deci, evident. Deci, nu știam, bine, ok. Nu că nu știam, dar nu poți să spui... Bă, întrebarea întâi, ok, nu reprezintă pe toți românii care trăiesc în străinătate, dar ca să particip la alegerile de orice fel, trebuie să fii partid înregistrat în România, să fii trecut în registrul partidelor, sigur. Să ai sediu în România, ștampilă, și așa mai departe. Deci el este un partid românesc care respectă toate cerințele... Ce s-a întâmplat la BEC? La BEC s-a întâmplat următorul lucru. Am venit cu 150.000 de semnături în două etape. Am venit cu vreo 200 și ceva la prima oră, după care, așa, la o frunzărire pe acolo a unor fetițe, au zis, bă, parcă niște liste, niște cetățeni din străinătate, probabil nu s-au mai dus până la poștă să pună în plic, cum cer zevzeci ăștia, ca pe vremea lui Cogălnicianu și Cuza, știi? Și le-au cules semnăturile pe stradă, dar le-au trimis prin... M-am și mirat că mai există faxuri sau chestii. Dom'le, și făcea o fată... Nu se simte la deget urma de pix. Avocatul nostru, domnul Alex Dumitrescu, îi mulțumesc și mulțumesc încă o dată, a întrebat, dar aveți specialiști în... Nu, n-avem. Păi stați puțin atunci, se ridică o problemă. De unde vorbim de grafologie, de autenticitate? Ar trebui să fie de la Ministerul de Interne. Erau niște păreri acolo exprimate. Erau niște păreri, da. Am înțeles. După care judecătorul din primă instanță de la BEC a zis, bă, până la miezul nopții puteți să mai aduceți. Avem. Am zis că ajung 220.000 și aveam vreo 40.000 de semnături. Le-am adus și pe alea. S-a făcut proces verbal. 250.000 de semnături. E bine, totul era în regulă, dar, fiind virgini în ale politicii, colegii mei, n-au știut, pur și simplu, că dușmanul lucrează. Este absolut
împotriva bunului simț, dacă vrei, dragă Ionuț, ca la ședința de judecată să fie și reprezentanții partidelor parlamentare. Adică tu dacă îți faci un partid nou și nu ești în Parlament, eu dacă îmi fac un partid și altul care își face un partid, acolo te judecă niște membri ai becului, niște judecători și reprezentanții partidelor din Parlament, care, îți spun eu, nu au chef să mai vină unii. Mai ales unii ca Diaspora Unită, care intră cu tăvălugul, da? Voi aveți impresia că nu știu ce alte partide... Nu, nu, o să... Sunt atât de tineri oamenii ăștia încât le-am spus și 2028 este abia la un colț pentru dumneavoastră și eu vă asist cu toată energia mea pentru că sunt o ființă politică, îmi pasă de țara în care trăiesc, îmi pasă de tot ceea ce se întâmplă și în special am făcut emisiuni care tot timpul atingeau politica. Iar eu când ies pe stradă, lumea zice, a, ce am râs la Dantifla, ce mi-a plăcut, adică... La Anticamera. La Anticamera, unde am prefigurat rolul exact, de președinte. Da. Dar oamenii mă întreabă... Și o poză din... Mă întreabă pe stradă, ce facem cu ăștia? Acum... Dar pot să vă întrerup cu o întrebare. E clar că dacă tot faceți comparația cu televiziunea sau aduceți argument aici, ăsta e, da. Ți-am spus că văd cu coada. Ați avut un grad de popularitate la un moment dat la care nu cred că va mai ajunge alt om de televiziune în țara asta prea curând. Și de la înălțimea acelei popularități, de ce n-ați făcut atunci pasul spre politică? N-ați fi generat o schimbare pe care o imaginați mult mai repede sau mai confortabilă pentru dumneavoastră și pentru idealurile dumneavoastră din postura aia de atunci? Și mă gândesc poate la anii 2000, poate la anii 2004. Am găsit și o declarație de la dumneavoastră din trecut, de la Gândul, cred, la un interviu la un moment dat. Până anii 2000, Virgil Măgureanu mi-a propus să fiu președinte. Adică v-ați intersectat tot timpul cu ideea asta de politică și ați temporizat luarea unei decizii. De ce? Ceea ce este ciudat, ceea ce este curios pentru mine, din partea unor cetățeni care spun că sunt jurnaliști, e unul acum care mă atacă tot timpul, e în slujba USR-ului și așa mai departe. Cine? Nu știu cum îl cheamă. Ah, ok. Are numele de familie ceva seamănă cu bucata asta de... Ok, am... Cred ceva că da. Ceva așa. De genul ăsta. Să vii cu atacuri din anii aceia, deci toate atacurile lui de jurnalist independent sunt niște lucruri care s-au scris despre mine acum 20 ceva de ani. Toate alea s-au scris. Mm-hmm. Pentru că eu, făcând chestiunea zilei, era evident că nu convine multor. Cine erau clienții mei? Președintele de atunci, prim-ministri de atunci, senatori, deputați, guverne. Eu seara de seară chestiunea zilei o făceam și cu alte subiecte, dar în mod special erau potentații zilei din politică. Ei, oamenii au cerut, bă, n-aveți nimic cu ăsta, păi se îmbată, merge la o nuntă țigănească. Un alt cetățean din SRI mi-a arătat odată un proces verbal și a zis, bă, ne mai trebuie un SRI, de ce? Păi tu te întâlnești dimineața cu Bulibașa, la prânz cu Patriarhul, la trei cu două fufe, păi cu niște lăutari, seara cu un deputat și noaptea cu un diplomat care lucrează cu tare și închei pe la două cu președintele țării. Aveau treabă multă. Da. Să monitorizez atât. Păi îmi pregătesc emisiunile viitoare, ziceam. Nu trebuie să mă întâlnesc cu toți subiecții. Făceam chiar și cu prostituate bucăți de emisiuni. Aveam vineri seara, ne distrăm cu Florin Gălescu. Și acolo, nu știu, Fanfan, am făcut o emisiune superbă cu Fanfan, regele pușcăriilor, sau cu Bulibașa, cu regele Ceabă, ăla primul care s-a scăunat. Păi cu cine să facem? Dar dincolo de acuzele acestui personaj pe care nu am venit, Virgil, ca să ne înțelegem, am spus serviciile. Bun. Păi el nu mai era în anul 2000, mi se pare, 1997-98 nu mai era. L-a lăsat pe Ilescu. Da, l-a lăsat, dar el după aceea și-a făcut un partid, s-a intersectat cu Traian Băsescu. Partidul Național Român și l-a predat la Băsescu. Am spus ceva care se întâmplă și astăzi. Dacă eu ajung președintele României, adică nu dacă, o să vedeți când ajung președintele României... A, e o chestie certă. Da. Bun, okay. Când ajung președintele României în toamna asta, sunt obligat să lucrez cu serviciile. Da. Sigur că da. Păi,
cine sunt eu să știu ce obicei, ce se mănâncă în Coreea Bine, de acum Sud. Nu știu cu cine o să lucrez, că n-avem șef la servicii, cel puțin la sărie. Ați văzut, Iohannis de un an și ceva, și nimeni altcineva nu mai zice, n-a pus un șef civil la e sărie. E o chestiune care se rezolvă, pentru că eu când ajung, am anunțat deja, mă gândesc să dau o lovitură de stat. Ok, bun, cum? Să întreb poporul dacă nu cumva vor să facem o republică prezidențială. Două mandate, atât. În 10 ani de zile rezolvăm... Deci toată puterea în mâna dumneavoastră. Exact. În mânuțele astea două, revenind la mânuțele astea două. Exact, care s-au mai bătătorit un pic. Aha. Deci vreți să concentrați toată puterea. Adică trebuie să ieșim din ipocrizia asta constituțională, spuneți, cu nici republică prezidențială, nici așa. Hai să o lămurim o dată pentru totdeauna. Nu se poate rezolva în România în momentul ăsta și în următorii ani cu această separație a puterilor în stat, pentru că, deși Iohannis are o eficacitate și a reușit să... Orice președinte a încercat chestia asta până acum, să concentreze cât mai mult. Hai să nu ne lamentăm, da? Când la Cotroceni ești șeful armatei. Da. Când ești șeful comunității de informații. Deci când ai CSAT-ul și așa mai departe, nu mai e decât când scrii cărți despre România educată sau nu știu ce. Mă rog. Da. Este limpede că Iohannis a reușit, Băsescu a reușit, Iliescu nici nu și-a pus problema, cel care n-a reușit a fost Constantinescu. Dar se vede cu ochiul liber că Klaus Iohannis a reușit să destabilizeze două mari partide, cumva, numeric, și să facă aceste două partide absolut ce vrea el, da? Parlamentul, să zicem... Dar cum credeți că i-a ieșit figura asta? Că e ceva ce nici Băsescu n-a reușit. Ba da, și Băsescu a reușit. Greu. Dimineața la 8, și n-a rezistat. Deci el are un supraserviciu acolo de informații. SPP-ul. La Iohannis vă referiți, da. Deci cetățeanul Pahonțu i-a cerut și ăsta a zis, șeful, nu putem avea încredere, uite, în SRI, în SIE, în alea, în 2 și un sfert, deși SIE ar trebui să se ocupe cu totul altceva. Am văzut că mai am un contracandidat și din zona aia, un post general sau ceva, Predoiu sau nu știu cum îl cheamă. Silviu Predoiu, fost un șef SIE, da. A zis că vrea și el să candideze. Da. Probabil cu Predoiu aș putea să am o confruntare, cu ceilalți nu mă văd. Dacă ești un cetățean sănătos la cap, dacă ești onest și iubești țara, poți să faci de unul singur toate lucrurile. Altfel nu le poți face până la urmă. Chiar dacă Iohannis are Pahonțul, chiar dacă are CSAT-ul, chiar dacă le știe toate, toate le știe. Cum crezi că poți să facă el cu Ciolacu ce vrea? Dar face ce vrea cu Ciolacu? Absolut. Nu este evident. Adică... Păi și dumneavoastră îmi spuneți că de la înălțimea acestei puteri, Iohannis pleacă liniștit acasă după ce i se termină mandatul? El nu pleacă liniștit pentru că știe că tot ce a clădit 10 ani de zile în folosul lui propriu nu mai are instrumentele. Devine un particular. Ori e foarte greu. Uite-te la Traian Băsescu, da? E foarte greu, chit că el mai se fotografia pe hipermarketuri, pe stradă, e foarte greu pentru Iohannis, care a fost cel mai arogant cetățean român, nu președinte, este de o aroganță absolută. Poate să numește indiferență, domnule Călinescu. Nu, indiferența înseamnă în mintea mea de scenarist sau de regizor cu totul altceva. Nu este arogant. Pot să fac ce vreau. Da. Sunt imun legislativ. Mă apără Constituția. El... Mai spun ceva ca să fie spus și asta. Sunt absolut sigur că și despre el vom afla că nu va avea tratamentul post-prezidențial cuvenit. Cred că se va dovedi că a fost colaborator sau informator. Cum s-a dovedit în cazul lui Traian Băsescu? Cum se știa, cred, dinainte. Se știa, bineînțeles, dar de ce cum nicio instanță nu probați. De ce serviciile n-au sus la prima candidatură? Dar de ce? Sperjur! Ai mințit! Pe care servicii, domnule Călinescu? Cele cu care se întâlnea dimineață? Cred așa că
atâta timp... Dar de, nu, că trebuie pentru CNA, păi, în primul rând, să nu mă amendeze. Nu, detaliez. Dar, nu, e părerea mea, dragă CNA-ule... Că e tot politică treaba la CNA, știți foarte bine. Este părerea mea politică, da? E ca la bec la CNA. Da. Partidele cred pur și simplu așa. Eu vin din Timișoara și știu foarte bine câți prieteni au fugit din țară riscându-și viața. Atâta timp cât tu ești de etnie germană, cumva, da? Sas. Bine, din Germania au venit acum 700 de ani și ei și șvabii, da? Atâta timp cât părinții tăi pleacă în Germania și atâta timp cât tu nu te duci să-ți îndeplinești visul oricărui cetățean etnic, cred că sunt vreo 7 sași care au rămas până Media și prin Sibiu. El e unul dintre ei. El este da. Unul dintre ei. Da, s-a îndrăgostit de o... Având în vedere... Ei, și putea să în Germania fără probleme. Având în vedere că nu putem vorbi de... Nu știe nimeni o mare carieră de dascăl acolo. Având în vedere că aroganța iese la iveală când spune din ce v-ați făcut casele, din meditații. Păi și noi, ghinion. Ca să vii să spui astăzi... Așa. Nu mai este penal, e doar ANAF-ul poate să-ți ceară taxe, da? Pe vremea Ceaușescu, dacă făceai meditație și te prindeai, făceai pușcărie. Nu, numai că te dădea afară din învățământ. Dar era... dosar. Dar vedeți că poporul n-a avut o problemă cu un profesor care și-a făcut averea din meditații, dar are o problemă astăzi când vorbim cu un doctor care și-a făcut averea din consultații, aparent și la privat. Nu schimba vorba. Nu schimb, dar voiam să... E vorba despre președintele țării și îți explic pentru CNA, da? Deci eu cred că atunci a fost... Eu cred asta, că a fost agățat de băieți și a zis, bă, vrei să te care în Germania, te care acum. Dacă nu rămâi aici, rămâi aici. Dacă rămân aici, bă, dacă rămâi aici, te încercăm puțin la primărie. Nu? Uh-huh. Iar ceea ce s-a întâmplat într-o singură zi de 24 de ore, să fie adus de la Sibiu, să convoci un congres extraordinar împotriva statutului să-l înregistrezi în PNL și împotriva statutului să-l alegi președintele partidului. Prim vice și după aia președintele. Și după aceea da. Să-l... Bine, mai rapid a fost Traian la pauza altui congres. Când în care... de pe stânga pe dreapta, da. Nu. A trecut când de la... era Petre Roman, așa, și a întrebat la pauză, la țigare, pe băieți, cu Petre Roman, ce facem? De... Păi ce, puneți-vă pe mine, că vă fac oricum mai mult. Și a dus de la 2% la... Da, a fost tare și episodul când a trecut de la stânga la dreapta. Exact. Tot peste noapte așa. Exact. Dar ce crezi, că n-avem scrisoarea lui... Mircea Joană, care dorea să se înscrie în PNC. Ați uitat? Era stânăr. În perioada Convenției Democratice. Sunt foarte multe cazuri, dar astăzi pare că nu mai are importanță, având în vedere cum se schimbă ăștia, cum se cheamă, traseiști. Și atunci, acel congres este cheia întregului caz pe care încerc eu să-l însăil acum. Te iau unii cu o mașină, te aduc la București, te fac președintele partidului, congres, da? Păi de ce mai ai statut? Acum chiar nu mai contează cu alianța asta, care e a doua după USL, da? Omul nu pleacă de acolo, de unde era jupân, Sibiu, privatizări, în fier de copii. Asta deja nu mai au importanță. Cred că și la chestia cu copiii putem să suspectăm o protecție. Cred că și la chestia cu vânzarea multor active din Sibiu putem să suspectăm o protecție. Bă, dacă ești cu minte, te punem președinte. Și l-au pus președinte? În principal l-au votat românii. Nu vă supărați. 7 milioane de români la al doilea tur. Eu nu sunt IT-ist, dar cred că se poate rezolva. Da, toate argumentele acestea, de ce credeți că n-au fost ascultate de români până la urmă? Atât cât au fost ele dezbătute, în prima campanie cel puțin au fost atinse, așa cum le spuneți dumneavoastră. În a doua n-a mai contat. De care români să fie ascultate când la vot ies... Nu știu, a fost faza cu ghinionul, a fost faza cu meditațiile, cu averea imobiliară, cu toate lucrurile, toate nenorocirile astea inexplicabile. Pentru că ăștia fac parte din gașca celor 10-11 milioane care nu se duc la vot. Așa. Nici nu ascultă, deci. Nici nu cântăresc, nici nu interesează. Suntem șmecheri, suntem scârbiți, n-are rost, jocurile sunt făcute și așa mai departe. Și se duc la vot cei care pot fi scoși la vot de către partide. În cazul lui Iohannis, da, pare că a avut un bonus
de ceea ce se întâmplă de 34 de ani degenerează decât ăia de la PSD sau decât ăia mai bine cetățeanul. Bun, astea sunt aserțiuni personale. Până la urmă, dovezi personale nu există. Personale sunt, dragă CNA. Dovezi nu există și n-au existat și dacă vor apărea le vom dezbate la momentul respectiv. Sunt pamflete, sunt cu semnul întrebării toate la mine, știi? La Băsescu, nu sunt afirmații. La Băsescu au mai apărut fărâme de dovezi până la verdictul ăla în instanță. Dar da, cât de idiot să fii ca să nu... Deci domnule Petrov, bă, dar ce mare surpriză. Era absolut normal să fii comandant de flotă, de unul dintre cele mai importante vase, da, biruința da. Și așa mai departe. Dar când te duci pe vremea de dinainte de 89 să fii reprezentant la Anver, nu contează că ești, că oricum erai capitan sau ceva. Era e normal. E clar că nu competența te împingea acolo. Reprezentanțele astea economice funcționau ca un fel de ambasadă. Era clar că trebuia să ai o relație bună cu securitatea. Că altfel nu te duceai. Da, revenind la Iohannis, e aproape deja istorie. Ce rămâne după 10 ani cu Klaus Iohannis? Nimic. Un dezastru. Un dezastru? Da. Ceea ce PNL va supraviețui după, după mandatul lui Klaus Iohannis? PNL-ul și PSD-ul în forma asta vor dispărea pentru că... În formă de alianță, în formă de comasare? În formă de partide sau? Cu adrese și cu jeuri separate, cu cum se cheamă la firme... Cui? Cui, da. Ei au descoperit chestia asta și Iohannis i-a convins, bă, separat va fi foarte greu să mai ciordiți și să nu faceți nimic. E proiectul lui Iohannis cu Masara? Evident. Povestea cu doctrinele după vremea lui Karl Marx și Engels nu mai interesează pe nimeni astăzi. Da? Deci puneți mâna și luați un colebil, dacă vă mai e greață, ăștia la centru, că pe la țară se mai bat acum cu Parma. Da, e mai greu în teritoriu. Da, e mai greu, dar nu contează. Dacă la București s-a decis. Va fi foarte greu să mai ciordiți separat și n-are rost să vă mai certați. Bă, înțelegeți-vă, ce mai e de ciordit aici? Bă, aici mai e asta, aici asta, aici asta. Puneți-vă oamenii la treabă, dați-le peste bot, cum se întâmplă la Timiș, de exemplu, cu forța, știi, să impui PSD-ul prin Simonis și Grindeanu într-un județ în care PSD-ul n-a contat niciodată. Nu că a contat al partid, că timișorenii mei parcă sunt anesteziați. Să discute astăzi între Robu, Fritz o catastrofă și Fritz. Cum nu vă place Robu? Poftiți? Robu și chitara lui. Mi se pare fantastic. Parcă e la Dan Spătaru. Eu de-abia l-aștept în funcție, da. Deci, incredibil, din nou. Incredibil ce se că întâmplă se în orașul meu. Este incredibil și de neînțeles. Dar probabil oamenilor nu le pasă. Se duc la mall, văd un film, beau o bere pe centru vechi, pe acolo, pe piață. Păi și dacă nu le pasă oamenilor, domnule Călinescu, cum credeți că se va ajunge la pulverizarea celor două partide de care vorbesc? Că prin nepăsare cu siguranță de ce nu. Ce s-au unit aceste două partide și așa vor rămâne și va fi partidul cu grijă oamenilor, așa se va chema, ne arde grija de mâine, că o să scrie pe asta, o să facă un echipament roșu-galben și vor ciorti împreună colegul tău, Rareș Bogdan, fostul meu coleg, de realizator de emisiuni, mă referam. A spus, pentru că el având în cap loc cât o vrăbiuță de gânduri, el e foarte sincer. El e un fel de Pavarotti. Pavarotti avea 8 clase, dar cânta extraordinar. Și el este un Pavarotti, să nu-l jignim pe răposat. Deci el emite cotărie incredibilă în niște enormități și a doua zi... Nu mai e de acord cu ele. Nu, a doua zi spune altele. Deci are o chestiune de fără virgulă, fără nimic. Deci el spune atât de clar planul lor și lumea văd că nu-l sesizează. 10 ani de azi înainte trebuie să rămânem împreună. Da. Deci cam atât mai e de ciordit în România. Vreo 10 ani. Bun, așa ați tradus dumneavoastră. Da, normal. Atâta mai suportă teritoriul ăsta, ori se dezintegrează România, ori... Da, apropo că l-ați invocat în discuție, l-ați văzut pe afișe la Craiova cu Tudose și cu Olguța Vasilescu și cu Manda, el care s-a lansat în politică luptând cu Ciuma Roșie, acum e pe billboard-ul oltenesc. P-
Păi, apucasem să spun la Pitești, în 2008, era PSD, PD și PNL. Unde este PD-ul astăzi? În PNL. În PNL. Unde este PNL-ul astăzi? În PSD. Corect. Deci, piața politică cu care eu s-a strâns acordeonul. S-a strâns și acum... Hai, băieți! Acum nu mai... Ia, uitați-l! Da, nu mai ai... Sper că vă place. Ăsta e ăla de online. Avem și de offline. Și doamna Tudose e prima femeie de pe listă. Că au zis de ce doamna Tudose? Pentru că au zis că trebuie să deschidă lista cu o femeie. Să fie o femeie de succes. Ah, da, ok, așa da. Da, învăț eu cu... Uitați și varianta offline. Deci familia Vasilescu Manda, Rareș Bogdan și Mihai Tudose. Deci, îți dai seama de ce am intrat eu în politică ca un cetățean, pentru că scrie în Constituție, cetățeanul are dreptul și datoria să-și apere țara. Eu trebuie să-mi apăr țara. Asta este o agresiune. Ziceți? Absolut. Deci să vii să spui în 30 de... Alea am râs. Zic, bă, stai, am scris 3 și 0. Zic, sigur, am uitat un 0 sau cu de... Mm-hmm. Să vii să spui toate enormitate. Deci... Următorul, în anul acesta, președintele țării va fi liberal. Ciucă. Domnul Nicolae Ciucă. Mă, cu câtă sinceritate striga el, mode. Ca la o licitație de cai, cu câtă abnegație și destoinicie striga. Câțu președinte! Câțu președinte! Orba președinte! Ciucă președinte! Nu contează! Deci cred că a fost un extraordinar de bun prezentator la Miss Costinești. Păi n-a fost. Călinescu președinte! Deci... Dar Ciolacu președinte ar putea să zică? Dacă, absolut. Da? Da. Deci dacă eu, deci să spui că nu știi cine e doctorul de genunchi și părul, să spui cel mai bun. Dacă eu ajung la Cotroceni, adică nu, când ajung la Cotroceni... Așa, să trecem peste dubii, da. Hai să vezi, dragă Cristache, îl chem acolo. Da? Da. De-abia aștept. Pune-mi pareu că va veni. Deci îl chemați doar să-l vedeți cum vine, nu? Nu, îi dau o funcție foarte importantă. Cum ar fi? Am promis că va fi prim corporat să-și apere țara, pentru că i-a făcut ticăloși pe unii care trăiesc în afara țării, că fug din țară să nu-și apere țara, și o să-i satisfac dorința patriotică și va fi în primul minut de mandat al meu, primul decret va fi prezidențial încorporarea lui Rareș Bogdan pentru a-și apăra țara. Și dacă refuză? Păi nu poți să refuzi. Adică nu poți să refuzi pe președinte, corect? Ei sunt crescuți. Ei sunt crescuți în... Dar până la acel moment în care veți fi președinte... Și după care dau o misiune și mai importantă, pe o platformă deschisă să circule noaptea prin București, ca în vechile cetăți, din oră în oră. Este ora 2, cetățenii ai Bucureștiului, dormiți liniștiți, totul este în regulă. Da. El s-a anunțat asta? Da, da. Din oră în oră? Da, da. La semnalul următor va fi ora. Da, dar de epocă, cu guler din ăla, jur, cu halebard, așa. Dar dacă va fi o... Stați că mi-ați făcut imaginea, mi-ați dat-o pe vizual. Acum nu pot să-mi mai scot din cap. E una din cheile succesului meu în televiziune. Oamenii simpli înțeleg ceea ce spun. Spuneți-mi, dar dacă va fi ocupat cu Primăria Capitalei, că la această oră se discută inclusiv schimbarea domnului Cârstoiu și aici ne ducem în serios, cu Rareș Bogdan. Ar fi că primul. Spun ceva, dragă telecoleg. Eu tot timpul vorbesc serios. Gabriel García Márquez spune așa, pe nimeni nu interesează viața pe care tu ai trăit-o, ci cum o povestești. Mm-hmm. Se analizează următoarea situație, domnul Călinescu, retragerea domnului Cârstoiu și nominalizarea fie a domnului Burduja, fie a domnului Rareș Bogdan. Bă, cine e ala din spate, mă interesează. Întotdeauna e cineva în spate, da. Ăla, care nu se ăla vede. Care sau... ăla care cu ochii pe Burduja. Cel pe care îl acopăr eu, acum. Bine, da. E un colaj, ei nu sunt în aceeași cameră. Nu sunt. Dau seama, că și domnul Burduja... Ăla însă din ușă, cred că e tot timpul acolo. Așa, da. Și la intrare și la plecare. Vedeți posibilă înlocuirea domnului Cristoiu? Ceva campion olimpic sau balcanic care văd că are o medalie la gâtă la din spate. Nu, are chiar un ecuson. Cred că e de la SPP. Cred că e de la Pahonță, de fapt. Monitorizează și situația. Între Bogdan și Burgea, parcă e Miron Cosma. După, și el politician de frunte așa și cu... Spuneți-mi, vedeți înlocuirea domnului Cristoiu posibilă cu unul dintre cei doi? Și tot episodul ăsta, toată telenovela de la București... crize de personalitate. Cum apreciez, pentru că am spus, revoltat și cu datoria de a-mi apăra țara, am spus candidez. Uh-huh. Văzând cine sunt posibilii candidați la Cotroceni, am înnebunit. Mi-am sunat toți prietenii medici și am zis, bă,
ori ciroză, ori hepatită, ori... Cred că avem și noi un tablou cu candidații la președinție. Și mi-am dat seama că sunt pe acolo. Adică un pic mai braz, ca toți, luați unul câte unul. Și decât Joana, și decât... Eu am zis decât toți. Uh-huh. Am 3 facultăți, am bacalaureatul luat cu 10, no, știu 3 limbi străine și pot să vorbesc... Suntem cu 2 oameni fără bacalaureat, domnule Călinescu, da, și da, cu... Da, păi tocmai asta. Nu vă calificați. Dacă tu poți să organizezi vreo dezbatere, eu vin la orice... Cred că va fi imposibil, vă dați seama. Îți dai seama. De la Iohannis încoace, care și-a organizat singur propria dezbatere. Cu tot micul nostru istoric, așa, știu că ești un om corect și apreciezi IQ-urile fără să fii un specialist. În IQ. În apreciere IQ. Am înțeles. Asta a fost la capitolul Mici răutăți ale lui Florin pe bune. Călinescu. Sunt om de știință, nu? Da. Oameni de știință nu. Și dumneavoastră? Da, da. Acum pe bune. Comparându-mă așa rapid și mental cu oricare dintre ei, chiar... Cu oricare. Dar dați tabloul ăla cu prezidențiabili să vedem poza. Deci, ce scrie? Mai mă iau unii la mișto, actorașule, ajungi ca Zelenski și... Deci, uitați. Ia uitați, vă înghesuim și pe dumneavoastră între... Luăm în ordine. Ie am... Aveți ie? Da. Ok, bine, așa. Am ie, știu și Miorița Cap Coadă și Toma Alimoș, mm-hmm, și mai multe chestii românești. Chiar știu să cânt și la fluier o baladă, două... Poți să și joc. A te îmbrăca în ie nu este suficient. Mm-hmm. Că, decât la un concurs de ii. Ziua iei s-a declarat. Pe-n Buzău ați fost? Deci acolo nici nu se pune problema, nici de conversație, nici de limbi străine. Vă plac covrigii? Poate să mă bată la erecție. Nu, haideți, vă rog frumos. Dacă așa a spus omul. N-a terminat cuvântul. Să ai erecție și să nu termine, asta mi se pare absolut jenant. Vă rog. Prostovanul... Nu, iarăși... Dar n-am spus... Nu Călinescu. Pot să citesc din Ion Iliescu? Începeți cu sursa mai întâi și după aia... Ion Iliescu l-a caracterizat într-un singur cuvânt, nu-l mai repet. Domnul Ciucă? Și... Generalul. Pe statul de plată al lui Vântu. De asta n-a câștigat. El câștiga mandatul atunci. Uh-huh. Dacă nu se ducea joi să fie fotografiat cum iese de la Sorin Ovidiu. De la spa. De la domiciliu, nu știu dacă are spart Vântul pe strada Paris. Domnul Ciucă? Colegul care spune, singurul lucru comun cu mine este că eu am făcut armata la Plănița. Când vii și spui ca militar, niciodată nu o să poți să schimb haina militară cu cea de politician, ca și cum aș intra în pijama, eu țin mult la, și am mă ajută memoria, să știi. Deci, nu, pă, gata. S-a terminat. Pe urmă că Ianca e cel mai mare județ din județul Brăila, asta trecem la faptul divers, da? Sau bine, mă bucur să vizitez județul Piatra Neamț. Deci când citesc din ei, nu e penalizabil de... Păi nu. Bun. Nu. Doamna Chioveși? Doamna Chioveși este un cetățean român care are dreptul conform Constituției, dar... Nu știu ce are, adică n-am găsit, o cunosc și pe dânsa de când era domnișoara Lascu din Mediaș. A, da? Da, da, este fata procurorului. Știu cine este, dar nu... A fost adusă... O știți de adolescentă? Nu, eu o știu de vecină. Serios? Da, am o proprietate la mine. Ce amintire cu doamna Chioveși? Uite, nu vreau să-ți spun, să fierbi. Mor! Amintirea mea este următoarea. Nu am dosare rezolvate... ca dânsa să fie adusă procuror. Asta a fost o ambiție de a lui Băsescu, ca multe alte deșarte ale lui. El a avut și ambiții, ok, dar asta a fost ok. Spus să aduc eu pe una din țară, să o pun procuror șef, care nu iese din cuvintele mele, dar mai cam ieșit. Deci ea n-a fost un procuror cu un curriculum vitae atât de tare ca să faci... Iar ca să fii procuror șef european, asta practic doar te trezești dimineața să bei o cafea, că îți dau toate țările ce trebuie să faci. Cetățeanul cu domnul microfonul... Domnul Cioloș, cu reperul. A fost faptul că dumnealui e suspect de nu știu ce Vatra Românească sau Partidul lui Gabi Oprea, n-are importanță, că și eu pot să fiu suspectat de multe lucruri. Dar am o singură problemă cu domnia sa. A fost comisar european pe agricultură. Și nu mi-aduc aminte de programul Mazărea. Deci să nu vi se spui mie că tu dacă ești comisar european, nu poți să zici acolo la aia, bă, vă dau ce vreți voi, bă, dar lăsați-mi și mie melcii de livadă. Sau Mazărea.
Da, am alte suspiciuni. Socrii francezi, servicii... Asta se prinde conspirații în seara asta. Da, exact. Și domnul Drulă, ca să terminăm prezidenția, domnul Curanga. Fă, e atât de nevinovat băiețașul ăsta. S-a și îngrașat un pic, măcar eu sunt gras constant, da? Dom'le, rar am văzut un cetățean care să vorbească gol cu cuvinte oarecum elevate. Dar în momentul în care pui mâna pe rangă, ești băiat de cartier, tate. Degeaba te chinui să umbli așa a băiat de centru. Cum să zic, să fii și ministrul transportului, puteai să ceri, nu știu, o altă modalitate. Mă, să pui mâna tu pe rangă, să te duci să dai, arată ceva. Am făcut și psihologie. N-are rost acum, limbajul corpului, limbajul feței. Arată ceva ce zace de mult în tine, știi? Mm-hmm. Să pui și tu mâna pe rangă, să dai ceva. Cred că lipsește doamna Șoșoacă de aici, din tabloul ăsta, cum am dau seama. Poate, dânsa într-un tablou separat. Doar al ei. Dar, da. Dar cu toți acești cetățeni, așa, și cu doamna Șoșoacă, m-aș descurca, cred eu, în orice, la orice oră, de orice tip dezbatere. Confruntare. O întrebare. Dar mă bucur că ai dat acest tablou, pentru că este și președintele în el, Călinescu. Păi, acum da. Uită-te la tablou, e acolo. E domnul din umbră. Puterea din umbră. Despre puterea umbrei asupra scenei politice vreau să vorbim mai departe, pentru că nu mi-ați răspuns la întrebarea care viza și intersecția cu serviciile secrete din anii 2000. Asta e, cred că l-ați copt și l-aștept după publicitate. Luăm un scurt moment, domnule Călinescu, și ne întoarcem. Revenim, rămâneți alături de noi. Am revenit în direct și alături de mine în continuare în platou domn Florin Călinescu, viitorul președinte al României, nu? Adică fără dubii. Prima zi la Cotroceni. Ce faceți în afară de faptul că semnați decretul ăla pentru Rareș Bogdan? În prima zi la Cotroceni convoc CSAT-ul. Așa. Și eu să se uite, dar ce o fi, ce o să ne zică? Și o să spun. De astăzi înainte, primul subiect pe care îl discutăm la CSAT este agricultura. Ce mâncăm azi? Sănătatea cetățeanului. Siguranța alimentară. Noi vorbim de tot felul de prostii și de bălării și vorbim de faptul că Rafila o zguduie cu nu știu ce hârțogării, că niște doamne și nu știu ce donatori au făcut un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Și Rafila zice cu o liniște din asta de bunic fericit, cu o familie perfectă, mai trebuie niște hârtii, mai trebuie să facem, nu are toate aprobările. Bă, dar să viță ca ministrul sănătății să spui, domnule, este o realizare extraordinară, îi dăm drumul mâine. Bă, Gheorghiță, are paturi, are stetoscoape, are oxigen, are citostatice, dar dați-i drumul mâine. Dar sintagma dureroasă, copii bolnavi de cancer... Dar eu sunt suficient de bătrân ca să spun că acum 50 de ani nu se știa de că femeile sau copiii fac cancer. Mm-hmm. Nu se auzise. Mâncam după jos, după praf cu nisip, pâinea cu untură. Mă, cum adică, mă, atât de mulți copii bolnavi de cancer astăzi, de unde? De la Cernobâl, vrăjeală. Totul este... alimentație. Cancerul, da. 99%. Mm-hmm. Citeam, eu nu sunt atât deștept ca alții băieți după TikTok sau după YouTube, care sunt tot felul de specialiști de la sală. Ne învață cum să mâncăm, cum să trăim, cum să iubim, cum să... Cu siguranță, însă, citesc din cercetători. Șeful Oncologiei Mondiale, au și ei așa un fel de breaslă, care lucra la Ferrari în timpul săptămânii, după emisii, deci pe ceva foarte pericol. Și a zis, avea 90 de ani. Deci eu nu pot să spun, după, ca și cu telefonul mobil, în primul an, nu-l duceți la ureche, nu-l vorbiți când încărcat că o să faceți cancer. Bă, avem vreo 25 de ani de telefon mobil. Poate avem o grață, poate ne doare ceva, poate nu mai... Dar încă nu s-a dezvoltat așa un cancer, nu știu cum să-i zic, știi? Că nu e bine, că de la ăsta suntem înconjurați de laptopuri, de orice altceva. Asta este un adevăr.
Ăsta, Enzo, nu știu cum, nu Ferrari, zice, bă, după 70 de ani dedicați oncologiei, cu specialitatea emisii de la industria, de la automobile, eu nu pot să spun că emisia de CO2 sau prostiile alea, benzinele alea, fac cancer, așa, prima sursă de cancer. Dar pot să spun cu siguranță, 100%, că astăzi se face cancer datorită alimentelor și modalităților de gătire. Deci asta, siguranța alimentației cetățeanului, ar fi prioritatea dumneavoastră. În fiecare zi fac CSAT și întreb astăzi, dacă nu goliți spitalele, dacă nu-i lăsați șomeri pe medici, adică ce vreți să spuneți? Atât de sănătoși trebuie să fie românii. Dacă nu-mi garantați toate multinaționalele și toate astea, că aceeași pastă de dinți, același ulei e și la Paris și la München, vă iau autorizațiile. Mm-hmm. Deci siguranța alimentară pentru mine va fi primul lucru pe care, când voi deschide ochii, voi întreba câți au murit astăzi, de ce boli, de ce și la ce vârste. Da, cu ceva din structura asta a aparatului de stat păstrați în actual? Vreo 10 ministere. Un singur parlament până nu-l desfințesc, că voi fi un președinte. Olă, deci alegem un mic dictator. Nu. De ce săriți așa la chestia asta? Păi parlamentul, v-ați luat fix de parlament. Dar mi se pare că președinții Franței au fost toți dictatori? Ce vi se pare așa? Amintirea comunismului sau lui Ceaușescu? E destul de înspăimântător. Viața lui Putin sau Coreei de Nord? Dacă ești un cetățean, repet, care îți iubești țara și îi vrei binele, ce să-ți fiu dictator? Păi, las porțile deschise la Cotroșesc. Păi făceați apologia democrației în prima parte, cu uneltele democrației, nu se poate? Iată că nu. Ah, ok, bun. Iată că nu. Separația asta în stat și plus administrația locală a dezvoltat găști interminabile de cerdele. De ce e nevoie de un tătuc care să zică faceți așa? De ce aveți tătuc? Intervalul ăsta? Păi nu, nu face tătucul nimic. Pentru viteză îmi doresc un astfel de regim ca să pot să întreb și să spun, Cristache, te-am pus șef peste litoralul românesc. Păi da, dar știți, trebuie să întrebați acolo. Nu, te întreb pe tine, că da, ești șef acolo. Cum e apa, cum e nisipul, cum e alimentația, cum e cutare, cum e cutare. Am lăsat o întrebare fără răspuns în discuția noastră și are legătură cu momentul la care suntem. De ce în cel mai înalt punct al popularității dumneavoastră nu ați făcut pasul ăsta spre politică, când parcursul probabil ar fi fost mult mai ușor și idealurile de care vorbiți mult mai ușor de implementat? Pentru că eram doar tânăr și nu eram maturul de astăzi, care înțeleg, atunci nu m-a interesat decât să fiu sănătos, să ajung la povestea numită chestiunea zilei ProTV și mi-a ajungea faptul că oamenii îmi zâmbeau și spuneam, ok, și oamenii îmi spun și astăzi, am fost cu dumneavoastră, nu ne mai uităm la ProTV. Am așa un public al meu. Fără tine, românii au talent. El are aceeași audiență, dar are altă componentă. Altă componentă. Mm. Nu mai are vrăjeala mea, ca să zic. Dar credeți că... Și nici nu-mi doresc. Punctul astăzi de rating se traduce în politică? Reușiți să convertiți vizualizările în voturi? Sau nu. Nu fac o analiză între cele două domenii. Pur și simplu, da. Acum sunt matur, înțeleg lucrurile și vreau să-mi dedic viața ca Maica Tereza românilor. Care e principala caracteristică? Și groaza tabloului de dinainte. Îl mai dăm o dată, dacă vreți. Nu vreau să-l mai dai, că nu dor din cauza lui. Da. Numai că îți mai spun ceva uluitor. Din cauza, cum a zis, Piedone la capitală, nu știu dacă mai am timp să candidez și la capitală. Aoleu. Deci, aoleu. Vreți și la capitală? Mă, nu se poate. Deci nu se poate. Ce vă deranjează la capitală? Nu se poate să nu vii cu un candidat. Păi nu e domn Cristoie? Atunci... Nu e bine? Hai să aveți un acordeon să vă cânt ceva.
O mingiucă să o ținem pe nas, ceva? Mă, cum de, da, un deci medic... tu faci o alianță ca să n-ai candidat? Deci tu faci o alianță, da. Și pe urmă când se termină la pauză zici, bă, avem alegerea noastră, hai că îl învârtim. Le-ați învârtit. Bă, dar mergem cu firea. Nu mă, mergem cu burdoja. Sau îl susține pe... Cum mă, să faci o alianță înainte să afli că tu nu ai candidat? Deci un partid cu scaun la cap putea să spună, bă, frate, asta e, firea. Eu, dacă eram Partidul Social-Democrat, spuneam, e condamnată? Nu. E urmărită penal? E cu azilele groase? Bă, are dreptul să candideze? Da. Dați-i drumul. Uh-huh. Are ceva în spate, bun, rău, știe cu ce se mănâncă și se poate confrunta cu Nicușor Dan. Piedone, ca și mine, a zis, bă, dacă ăștia nu se hotărăsc, intru și... Dacă nu sunt stare, mă bag eu. Și atunci eu de ce să nu mă bag? Mhm. Uh-huh. Dacă așa a ajuns capitala țării o din asta de ruletă rusească? Dar credeți că PSD-PNL mai are timp să-și desemneze un candidat altul decât Cristoiu? Nu au! Nu au? Păi noi, refuz să cred că în tot PSD-ul ăla și în tot PNL-ul nu se găsește un om. Și eu am refuzat. Na, dar adică, iată că... Asta înseamnă că declarăm falimentul celor două partide. Știi ce primează la ei? Orgoliu de a nu fi de la celălalt. Și atunci mai bine de la nimeni. Mai bine de la... Cârstoi este un nimeni din punct de vedere al administrației locale. Faptul că a luat niște vată din banii dați de stat la spitalul universitar, ce mare manager? Și a fost manager 15 ani atent mic. Dacă o luăm pe argumentul ăsta, ce mare manager a fost Nicușor Dan înainte de a fi primar? Exact. Nu a fost. Păi, nu, dar zice, bă, Călinescule, dar tu ce manager ai? Păi trebuie să fiu un manager. Ce să fiu ca să candidez la prezidenție? Cetățean român necondamnat. Sunt. Corespund. Da, mă duc la sală puțin, subțin, îmi iau niște costume, să vezi cum vorbesc cu americanii, cu rușii, cu ăștia, știi cum? Hello, my fellow. Let me introduce to our castle brand from Romania. Da, să trănești cu București, că am lăsat multe deschise așa, cu București. Si tu veux, on peut parler en français. Sinon, vă înțelegeți cu doamna Clotilde aici, că e mamă, dacă vreți. No, 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 je parle français, elle parle... quelque chose de inconnu. Spuneți-mi, cum se termină povestea de la capitală? Eu plec de aici și mă voi interesa dacă pot să-mi depun candidatura și la capitală. Pentru că e în aceeași zi cu europarlamentare. Bă, tu îți dai seama ce au făcut ăștia? Deci, în aceeași zi se votează și administrația locală. Ies și europarlamentar, ies și primar. Mă duc la Bruxelles și spun, bă, țara mea a zis că pot să fii și europarlamentar și primar. Confuzie care? Totală, dar cred că e posibil, să știți, nu cred că vă împiedică trebuie ceva. Trebuie să renunți la una. Mai grav este că tu ești primar pe 9 iunie și ei lați mai au 4-5 luni de mandat. Da. Îți dai seama. Îți dai seama. Dar argumentul ăsta că stabilitate, că e nevoie... Vrejeală. Da? Ciordeală. Stabilitate pentru a ciordi. Încă 10 ani, ne-a spus fostul nostru coleg de platouri, cam atâta estimează dumnealui că mai e de ciordit. Finala se va juca între Nicușor Dan și Piedone? Sau între oricare dintre ei și mine. Păi, trebuie să vă decideți, dumneavoastră ați zis. Mă decid până la miezul nopții. Dar până la urmă nu mi-ați zis și cum se termină povestea cu Becu. Ați făcut contestație? Am făcut contestație. Ca să știu dacă vă duceți europarlamentar, primar, președinte. Am făcut contestație. S-a judecat în regim de urgență, că așa sunt astea. Și tribunalul a spus, bă, sunteți ridicoli ăștia de la BEC. Deci aveți proces verbal că i-ați primit semnăturile, de unde ați dedus voi că n-are decât 192? Păi la ora 12 avea 192 și la orele 24 aveau 250.000. Păi stați puțin, că unele sunt suspecte. Aduceți-le pe alea suspecte și aici te rog să fii foarte atent. Și s-a făcut o pauză la tribunal. Și au venit doi jandarmi cu un cărucior. Parcă băgau marfă la Lidl. Și o roată și făcea. Și eu aveam niște saci. Mi-au adus aminte de ăia de la Revoluție, din păcate, cu morții. Și, din păcate, și cu morții, cu, așa zis, de COVID, sau nu-mi dau seama. Aveau niște saci de plastic, uzi, pe un cărucior. Și judecătoarea a zis, ce sunt ăștia? Cutiile cu semnături. Jandarmii n-aveau nicio vină. Păi nu sunt cutii, sunt niște saci. Și am zis și noi, evident, nu e marfa noastră.
Ni s-a spus că astea sunt semnăturile în discuție, dar nu se pot citi. De ce? Pentru că, fii atent aici, s-a spart o țeavă în locul în care erau depuse semnăturile Partidului Diaspora Unită și nu mai pot fi consultate că s-au flășcăit. Sabotaj. Dar unde este spațiul ăsta, a întrebat completul? Într-un spațiu, discotecă, închiriat de Beck, la complexul Rom Expo. Tu înțelegi despre ce vorbim aici? Și? Bă, judecătoarea a zis râd ca să nu mă enervez. Deci Becu nu are un spațiu securizat, da? Ți-aduce aminte de Clotil când a intrat acolo și a zis nu, asta e. A. Când a strigat, mi s-a spus că camerele sunt oprite. Da. Asta este penal. Băi, intră, poți să intru. Eu știam că nu se filmează. Da, poți să intru. Intră liniștită că nu te filmează nimeni. Poți să și dormi acolo pe sat. Deci, judecătoarea a zis, mă rog, avocatul nostru excepțional, domnul... Așa. Deci o țeavă într-un loc fantastic. Deci nu puteți... Avocatul a spus toată motivația. Deci, Biroul Electoral Central, în primul rând, nu are persoană juridică de a se duce în instanță. Ea își face procesul ăla verbal acolo și îi zice, ăsta are voie, ăsta n-are voie. Ea nu, mai departe, n-are cum să zic ceva, dar avocatul a început, bă, dar experți, n-a venit nimeni de la BEC, să ne înțelegem. Uh-huh. Vorbea doar cu instanța. Ar trebui să aibă experți în grafologie, în numerologie, în astrologie, în carne de vacă, în orice. Adică ei stau așa cu ușile închise și spun, ăsta nu. Ce este absolut împotriva oricărei judecăți, de-a mea cel puțin, este cum să fie concurenții la masă. Cei care sunt deja în Parlament, cei care iau bani, da? Și care plătesc, emisiunea ta nu pare plătită de vreun partid. Mai erați pe aici dacă... Da. Am văzut că altele... Înțeles? Nu, mă mai cheamă pentru rating și alte entități. Da, apropo de asta cu televiziunea, că o să vreau să vă întreb dacă aveți un parteneriat cu anumite televiziune, că vă ziceți că am obținut reintrarea în cursă. Evident că astăzi, fiind duminică, Becu a depus o a doua contestație care... Și urmează să se judece... Luni se va judeca în regim de urgență la următoarea curte. Nu mă da, place. Aveți vreo emoție? La câte semnături se joacă? Că eu am găsit ultima de cifră era că aveați 190.000, deci 10.000. Noi avem 240.000 și ei susțin în continuare că sunt 192.000. 190.000, 300.000. Dar fără să mai poată dovedi că sunt 240.000, pentru că alea le-au dat cu furtună. Au zis, dar țeava aia s-a reparat? Adică măcar știm ce face țeava? Nu știm. Ok, bun. Domnii de la BEC, dacă e în regulă, curge și în continuare? Doamne, să... da. Și doamne. Deci aici suntem. Și mi-a mai lăsat o întrebare deschisă. Povestea cu Măgureanu. Ea e indexată și de Google ca atare. Deci n-a fost Măgureanu, au fost niște oameni așa, fără nume, fără fețe, fără... Nu, au prezență corporală. Și ce v-au zis? Domnul Călinescu, ați candidați? Da. Când? În 2000. În 2000. Și aveau, s-au recomandat, v-au arătat vreo legitimație, ceva? Îi știați? Nu, mi-au arătat cercetări adevărate că eram președintele României. Ok. Între și? Iliescu și Vadim Tudor, nodul Gordian era tăiat de și mine. Ce, evident a cântărit mai mult nu decât da. Care a fost argumentul care v-a făcut să nu candidați în 2000? Păi, argumentul mi l-am servit eu. Mie mi s-a spus așa, dacă intrați în cursă, sunteți președintele României. V-a speriat gândul? Nu mă sperie deloc. Nu vin cu povere numai de Dumnezeu și chestia. Adică, la ce s-a întâmplat în România, pare că e cea mai simplă treabă să fii președintele României, că oricum îți spun unii ce ai de făcut. În afară că tu poți să zici nu vreau ce ai astăzi sau aia, decât dacă ești foarte abil și încerci să joci ca la hockey, așa să te duci, când pe stânga, când pe dreapta, dar în scopul lucrativ de a-ți sluji țara. Eu cred că, așa cum a fost convocat Clinton în scandalul cu Monica Lewinsky de procurorul la Kenneth Starr, pe citație scria cetățeanul William... Deci el nu l-a chemat pe președinte, el l-a chemat pe cetățeanul William Jefferson Clinton. Și ăla a venit la comisie. Israelul, dacă vrei, este un exemplu, după părerea mea, pentru că, de exemplu, a fost un președinte, Watzman, mi se pare, care a trebuit să-și dea demisia că a fost cu niște șpăci, cu nu știu ce.
Și ministrul de interne era unul, Sandu Mazor, de origine română, nu știu, și a zis, bă, zic, cum lucrați? L-am întrebat. După care a venit ambasadorul român. Și a zis, foarte simplu, noi suntem poliția izraeliană. Și trimiteam, și el, aparatul lui zicea, avem război cu arabii. Și el zicea, foarte bine, în drum spre casă, treceți și pe la poliție să dați cu subsemnatul. Deci n-am înțeles. De ce n-ați candidat? Nu eram matur. Nu erați matur? Da. Te-am spus de trei ori, dar văd că tu te gândești la ale tale. Insist pe... A, ca să nu dăm în subiecte mai importante. Nu, ajunge și la ele, imediat. Dar este important. Ce a făcut Mița pe centura Parisului sau că am luat-o și am dus-o acasă? Nu, nu, și. Eu astăzi candidez. Da, pentru că încerc dar să înțeleg. Dar e ceva... E vreo vină că n-am candidat atunci? Doamne, ferește, nu vă duceți pe scenarii, că nu e cazul. Nu, dar de ce mă întreb de acum 22 de ani și nu mă întreb ce vei pentru face că vă întreb acum, are legătură cu ce veți reuși să... Să controlați serviciile sau veți fi un președinte care se va lăsa controlat de servicii? Voi reuși să controlez tot în folosul cetățenilor. A reușit vreun președinte în ăștia 30 de ani să domine serviciile măcar într-un moment pe sau altul? Pe subiecte tabloide, da. Adică? Adică... Mici intrigi amoroase da, și de asta? Da, zici mie ce a avut Cristache azi noapte, cu cine, unde s-a dus, știe nevastă sau... Astăzi când vorbim, Iohannis e manipulat de servicii? Da. Sau invers? Da. El crede că îi manipulează, dar el este manipulat prin însuși faptul că a fost dus acolo. Cât de mare e puterea serviciilor în România? În mintea lor este destul de importantă, dar cu o lege foarte simplă se rezolvă totul. Entitățile care se ocupă de informații se vor ocupa numai de informații. O salarizare decentă, așa. Până la 60 de ani femeile, până la 65 de ani bărbații, ca să-și calculeze pensia de la început, bă, ai un salariu de 2-3 mii de euro, da? Deci vei avea o pensie de 2000 de euro. Nu există pensie. Eu nu vin să spun le terminăm în 30. Le terminăm într-un număr de ani. Am nevoie de 10 ani pentru chestia asta, da? Vei ști de la prima zi de muncă ce salarizare ai, poate ajungem să trecem și la euro, și poți să-ți calculezi din prima zi de muncă ce pensie vei avea. Bălăria asta infracțională pe care ăștia o fac de 35 de ani. Deci știi că în Constituție scrie că pensia este un drept, nu un venit. E un drept de câștigat. Deci fiind un drept, nu se mai poate impozita vreodată. Cum să te joci, mă, de 35 de ani cu sănătatea oamenilor să le spui surpriză, fugiți la bancomate, vă mai dăm 3 lei, 7 lei. Adică acest stres trebuie să dispară din societatea românească. Nu mai recalculăm nimic. Asta va fi pensia ta la vârsta de 60 de ani femeie și la 65 de ani bărbați. Punct. Atenție! Și nu ai voie să faci afaceri nici prin familie, nici prin interpuși, nici de-aia. Plecăm de la bună credință. Dacă te prindem, nici viață politică, da? La tine pușcăria e dublă. Ajungeți la tine pușcăria e dublă, domnul Cutare, care ți-ai făcut firmă. Ajungeți președinte? Da. Și veți avea realitatea politică următoare în față. PSD, PNL, AUR, USR și reminiscențele în Parlament. Cu cine veți guverna? Cu referendumuri. Cu populația. În fiecare zi digitalizăm totul. Doar trebuie să pui în practică că este, dar cumva infrastructura. Și nu mă interesează partidele și parlamentul și părerea lor. Păi nu rezultatul votului democratic? Readucem referendumul la rangul suprem, peste guvern și peste parlament. Voința poporului. Absolut. Ne împărțim în iacobin și girondin, dacă e nevoie. Unii o să mă apere, unii o să vrea să-mi ia gâtul. Asta e clar. E greu să distrug. Dar nu propuneți de fapt o aventură, domnule Călinescu? Adică nu va putea... Dar ce fac ăștia de 35 de ani, ce e? Frumos oftatul tău. Cum veți face să ajungeți președinte, domnule Călinescu, în afară de entuziasm, energie? Candidez, depun semnăturile. Așa. Și vă opresc ăștia la bec o țeavă. 10, nu mai. Cu două țevi. Nu mai pot, pentru că pe 9 iunie intrăm în Parlamentul European, deci facem o breșă. Cât luați la alegeri? Vezi ce bine organizați sunt ăștia, că nu vor să ne lase să candidăm. Deci ei știu că putem. Pentru noi două mandate e un câștig.
pentru că le dispar de pe masa lor. Ei spun așa, Rareș Bogdan, minim 20, Ciolacu zice el, minim 30, USR-ul zice minim 15, Aurul zice pe toate și Șoșoacă tot. Și atunci zice, stai puțin, mă, ia și ăsta vreo două, pentru el e o victorie. Pentru mine, în 2008, în Argeș, a fost o victorie că 4 mandate nu s-au mai dus la PSD. Da? 2 le-a luat partidul meu de atunci și 2 prin munca mea le-a luat PD-ul. V-am văzut foarte des la un post de televiziune și voiam să vă întreb dacă aveți un parteneriat cu ei. În sensul nu, de... nu am niciun parteneriat cu nimeni. Cu realitatea. Nu, nu am parteneriat. Sunt niște doamne drăguțe care mă cheamă, se simt bine cu mine, 2-3 ore. Asta. Exact. Sună... Da, mediatic. Sunt o legendă. Da. Se mai întâmplă și niște lucruri bizarele pe unele zone și de asta. Care? Că dacă, așa, niște mici campanii, niște așa și mă gândesc că nu știu dacă asocierea vă priește uneori. Adică... Nu știu, deci iartă-mă, dacă eu mă sui în tren și nu știu cum arată Mengele, crezi că și nu-mi ia gâtul sau nu-mi face o injecție cu cocaină, crezi că eu știu că a fost un criminal în serie în tren? Am înțeles. Dar cine spune chestiile astea? Eu vin și spun așa, dragă... Ionuț. Nu, mă gândeam să spun așa, sub formă de... din altă lume. Ionuț Cristache, da, dacă vrei. Îți spun așa. Trebuie să pui ordine în toată societatea românească pe care ăștia au făcut-o praf. Suspiciunea nu este egală cu certitudine. Un om condamnat după ce își ispășește pedeapsa și societatea, respectiv Constituția, îi dă dreptul să facă afaceri. Să se reabiliteze, da. Este, cât poți să-i mai spui pușcăriașule? Uh-huh. Folosesc un exemplu numit O.J. Simpson. Când a ieșit de acolo și a fost achitat, ziariștii s-au repezit și au zis, cum te simți că ți-ai omorât nevasta și câte? Și el a zis, alo? Eu sunt O.J. Simpson achitat, sunt cetățean liber și dacă mai spuneți toată chestia asta, falimentez toată presa din America. Spuneți-mi în încheiere... Cum adică să spui la nesfârșit că nu e problema mea. Această pluripolaritate făcută de toate grupurile de interese nu mă interesează. Uh-huh. Un om condamnat este un om condamnat. Un om reabilitat este un om reabilitat. Scrie foarte clar cine poate să facă orice. Asta era orice. Legat și de faptul că invocați un personaj la început. Plus că care sunt ridicole astea, moguli, mele, și tu te uiți la ele, cadnă dragi la moguli ăștia și merg cu o volgă și sunt moguli. A apus și vremea mogulilor. Urăsc nu mai e... să mi se spună maestre și vedeta de televiziune. Mm-hmm. Vedeta de televiziune de la postul cu tare din Râmnul cu Vâlcea a ieșit cu un fotbalist. Bă, dacă mai spuneți vedetă, vă scuip. Eu nu sunt vedetă, sunt un lucrător. Ca președinte voi fi un lucrător. Eu nu mai am ce să mai fac. Casa e zugrăvită, copiii... Ce să mai fac? Decât să stau la Cotroceni cu porțile deschise, cu floricica dansatoare pe carosabil și să zic, români. Vulnerabilități aveți? Vă temeți de ceva, de ce s-ar putea afla tu în campania asta? Tu crezi că atunci când făceam chestiunea zilei... De asta spun că sunt ridicole lucrurile care mi se reproșează. Niște beții, niște lor de cuvânt cu nu știu ce țigani în Timișoara, niște firme, afaceri. Niște recitări după vremuri? Niște recitări după vremuri. Da. Bă, incredibil. Să nu știi ce se întâmpla în anii aia. Mm. Deci eu făcusem Lumini și Umbre, un serial apreciat chiar și astăzi, și au zis, da, ăla de ce nu vine să spună? Ce crezi că te întreba cineva? Îți place, nu-ți place? Păi da, da, nu știu cine nu s-a dus. Eu nu eram nu știu cine la 20 de ani, ca să-mi permit chestia asta. Și principala calitate care ar fi? Și plus de asta am recitat și am recitat frumos. Nu le-am scris. Ai adus ode. N-am adus ode eu. Odele le-a scris Păunescu, Vanim Tudor alții. Da? Eu n-am scris, n-am osanale. N-am beneficiat, nu mi-a zis Ceaușescu, bă, ai zis-o bravo, mișto. Mi-a plăcut. O butelie în plus o să ai de mâine. Principala noastră calitate? Sinceritatea și onestitatea. Pe cine desemnați și premier? Și cât o am, atât ați pe cine desemnați premier? Pe mine. Până faceți referendum, până schimbați lucruri. A doua până... zi îl fac. Nu merge așa, domnule. Păi, în condiții... A doua zi va fi toată lumea beată dacă ieșiți nu poți să-i spui de bucurie sau de tristețe. Nu merge așa.
Credeți? Îți răspund pe educația ta sociopolitică. Îi las să-și facă entitatea care să-mi propună premierul. Până atunci mă organizez și eu. Uh-huh. Înțelegi? Creneluri, Cetatea Sucevei, Home Alone, Umbră, chinezești pe pereți. Resping premierul, ești edificat în ce subiect îl deschid acum? De câte ori poți să resping premierul? De două ori. Și ce urmează? Anticipată. Iată cum democrația mi oferă instrumentul de a ajunge. Deci când e cazul, o folosiți. Până la... Până la. Până la. Și după 10 ani cu Călinescu, președinte, cum va arăta România, domnule Călinescu? Probabil după 10 ani cu Călinescu, la un referendum respectiv, populația o să zică să stea tataie până îl ia Dumnezeu. Ca Ștefan cel Mare. Vreți să fiți luat direct din funcție? Niște salve de tot nu m-ar deranja. Bine. Față de ăștia care, față de ăștia care dau, asta plastică, dau care au dat tunuri toată viața. Să am și eu niște salve de tun. Bine, domnul Călinescu, vă mai așteptăm aici în campanie? E posibil, stau și aproape, deci nu e... Deci dacă ne trezim cu dumneavoastră, începem fără să mai anunțăm... Poți să mă suni, dacă o jumătate de oră, dacă nu poți să ajungi pe voi zăpadă... Sau păi pe... asta e, că începeți fără mine. Dacă găsiți luminile aprinse... Poți să ții locul, da. Da, dacă găsiți, dați-i drumul că ajung și eu, cu siguranță. Da, pot să-mi fac și cu lanternă, să știu. Vă mulțumesc, spor la treabă. Mulțumesc frumos și eu. Și românii să aleagă cum consideră. Și Partidul Diaspora Unită. Pe dumneavoastră vă rog să ne alegeți după un scurt moment de publicitate, revenim. Am revenit în direct și alături de mine în platformă.